Doresc să retrag un proiect de hotărâre de pe ordinea de zi. E vorba de proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind trecerea activelor corporale amortizate integral care aparțin domeniului privat al municipiului. Urmând să îl mai analizăm și se va supune aprobării cu alte. Unele erau bunișoare. Așa a hotărât. Motivul? Este mai mult. Știți foarte bine și da. Este mai mult. Da. Noi îl știm. Sunt unele scăpări, unele inadvertențe care au apărut. N-a fost, și nu mi-a plăcut faptul că n-a fost ceva unitar, adică situația care s-a prezentat, era, una era prezentată de către compartimentele din primărie și alta era pentru celelalte unități de învățământ. Și am zis să se facă ceva la modul unitar și să fie cât mai completă documentația. Te sun eu mai târziu, că nu pot, sunt într-o ședință. Supun la vot ordinea de zi. Voturi pentru, împotrivă, abțineri. Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Voturi pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Am să dau, deci pe ordinea de zi avem... Deci dacă unul s-a eliminat, avem 10 proiecte de hotărâri și puncturi diverse. Am să dau citire primului proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 62 din 2011, care modifică și completează anexa la HCL numărul 70 din 1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Fetești. Avizul Comisiei Economice. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Votul pentru. Nu aș vrea un mic observație. În pagina la referat, am spus-o și ieri și în comisie, vă rog altă dată poate să înlătură această deficiență. Scrieți cu jos acolo, după 929 de metri pătrați, coloana 5, va avea următorul cuprins. 83.610. Ce sunt acești 83.610? Valoare. Poate să trece și lui dacă sunt valoare, dau da. Nu, n-ai dum să știi dacă trebuie să existe. În capul se tapez al libertarului care se referi la numirea. Am avut să pun o pagina din libertar care conține toate. Am discutat astăzi, da. Dau citire proiectului de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Fetești. Avizul Comisiei Economice. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. Dacă permiteți, aș vrea să fac eu o precizare. Am reușit la momentul de față să prezentăm, din păcate n-am reușit pentru toată lumea să vă prezentăm inventarul, dar dacă îl doriți, vă rog să-l solicitați și prin compartimentul de specialitate. L-ați primit pe mine, da. E foarte bine. Deci această formă care există la această dată este ultimul inventar actualizat cu toate hotărârile din ultimii ani care au tot modificat acest inventar. De aici, încolo, ca și document de lucru, va fi doar acest inventar care este supus aprobării astăzi. Dar mai precizez și faptul că nu este, iarăși, recunosc, nu poate să mai apară și alte lucruri, alte obiecte care ne-au scăpat, bunuri care ne-au scăpat și pot fi ulterior introduse. Da, ca fapt divers la referatul pe care l-am primit de la Serviciul de Specialitate, scrie acolo ceva, numărul mare de hotărâri de Consiliu. Acest număr mare se datorează de cui? Tot cine n-a făcut inventarul corect și atunci a trebuit rectificat de fiecare dată și actualizat. Deci nu. Da, știți, nu există o bază de date foarte concretă și corectă și atunci, pe măsură ce se inventariază, au fost multe inventarieri în ultima perioadă, au apărut și acele legi care ne-au
obligat într-un fel să facem și inventar de pe domeniul pe extravilan și întotdeauna mai sunt, se lucrează în continuare la cadastru și întotdeauna vor fi lucruri care diferențe. Pot să apară pe și diferențe. De aceea vă repet că este acest inventar, este ultimul care este actualizat și spune noi cât mai complet. Alte discuții, vă rog. Tu supun la vot proiectul de hotărâre, votul pentru. Împotrivă. Abține. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 al HCL numărul 630. 6 din 30-10-2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare străzi în municipiul Fetești. Avizul Comisiei Economice. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. Eu aș vrea, chiar dacă se vorbește despre articolul 2, avem interviz general revizuit. Și am avut curiozitatea pe ultima pagină, unde este încomit de un domn Adrian Zânța, să fac niște socoteli. Și capitolul 4 la total nu apare suma asta de 17.384.677, la capitolul total, capitolul 5, 374, și dacă adun sumele sunt 392, le verifică cineva sumele astea. Domnul primar, că văd că e semnătura dumneavoastră. Nu știu cine e domnul Adrian. Avem un deviz general, zice, deviz general revizuit. Și ne dă suma 1000 lei cu TVA, fără TVA, și când te duci cu TVA-ul la total capitol 4, doamnă, dacă vorbesc cu dumneavoastră, zice 17.384, sau 677 de lei, da? E, când adun sumele astea care sunt cuprinse, apare... sunt sume mai mari. Deci mai mult de 17 milioane, 32. La total capitolul... Dar uitați-vă în primul rând de ce reprezintă coloanele. Așa. Și adunați ce trebuie în coloane, nu păi, le adunați. Adică dacă e total cu TVA... Eu... Păi prima în valoare fără TVA 1000 lei, 1000 euro, după aceea TVA... Lăsați așa, eu vă spun de ce ți-i văd pe total. Care nu este? Total TVA, cu TVA 1 lei, nu 1000 lei, nu 1000 euro. La 17.000, la 14.019 cu 13.000 la nudă? Uitați-vă, eu aici, dacă vrei să vă arăt, ăsta avem, ăsta tabelul ăsta vorbesc eu. De tabelul ăsta aici, pe coloanele astea. Faceți și noastră socoteala și vedeți dacă corespund cu... Nu văd că nu dă suma asta? Da, e mai mare. Da, adunate? Da, da, da. Astea adunate, nu dă 374, 392. Faceți socoteala dumneavoastră când aveți și îmi dați un răspuns, da? Deci pe ăsta nou, ziceți, da? Da, pe revizuit, pe ăsta da. Revizuit, care vine la nu corespund sumele. Și dacă... Se pare că organizarea de șantier trebuia adunată la capitolul 4. Vă înțeleg, Arad, dar 17.300, am discutat ceva, deci organizarea de șantier trebuia totalizată la... Deci, alea 14. Da. Organizarea de șantier, deci apare o dată ca și valoare și după aceea are două subpuncte care constituie alea adunate de rândul de deasupra. Organizarea de șantier 2%, 18.415, da? Da. Așa. Și de cu 182 și cu 173, nu de 374. Și lucrări de construcție ce înseamnă 18.415? Păi sunt conținute în capitolul 5.1, este capitolul 5.1, 2, 5.1, 3. Deci nu se adună toate nu cifrele. Dar astea de deasupra de la care v-am arătat că se adună? Păi nu știu dacă se adună, trebuie să mă uit. Dar ele aștept explicație de la dumneavoastră. Ele sunt scoase de un program. Nu știu, eu nu, văd aici cineva și e semnat de domn primar și întreb și eu. Păi dar sunt scoase de un program. Este trimis acestui proiect,
Și restul e toate, sistem, suprapunere, suprastructură, terasamente. Deci vă dau un răspuns numai acum și după aceea o să vi-l dau dacă vreți în scris. Da. Deci uitați, se adună sistem, aici construcții, instalații, înseamnă asta. Se adună sistem rutier tip 1, sistem... Nu, eu mă uit aici doar. Dar nu vă uitați aici, că asta e... Asta e total cu TV-ul. Dom'le, dar aici este o formulă, de aici pornim. Asta e o sumă, explicați ce e formulă. E o sumă aici. Deci, vine la domnul de aici, asta este compusă din asta, plus asta, plus asta, deci nu, poate nu sunt toate, nu sunt toate. Specificați, ele sunt conștiuri. Acum, dacă trebuie să fac raport pentru copilul de vizului general... Așa se face la dumneavoastră? Există o hotărâre de guvern care reglementează întocmirea acestui deviz. Mai mult, este verificat în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului. Există o anumită structură. Deci nu cred că sunt... Și dește aici și zice... Mai calculați, domnul Petrescu, nu mai stăm... Și zice total capitol 4 și dă o sumă. Păi nu e total capitol 4. Nu văd niciun total capitol. Se însumează cifre. La total capitol 4 se însumează doar sub capitolele respective. Dar la totalul general și totalul din care C plus M e altă, se adună alte cifre. Adună la piesă. Ceapa cu mele cu ceapa și nu iese la mult. Eu altceva vreau să vă spun, că cifrele care sunt trecute în hotărâre 17.403.091 cu TVA este totalul de C plus M care există și în devizul general de vizuit. Deci, practic, asta este suma totală care... Nu am întrebat scurtă. Contractul de achiziție când a fost încheiat și cât s-a realizat din el până la ora actuală? Aproximativ. Contractul a fost încheiat în octombrie, nu mai știu. 2015? Da, 25-24. Și cât s-a realizat? Octombrie. 25-24. Deci valoric este 8%, dar fizic... Da, pentru că răspund de ce am lăsat această întrebare la o altă proiectă. Da. Mai sunt discuții? Vă rog. Da, domnul. Modernizare străzi, ce înseamnă? Toate astea 35 asfaltate? Deci modernizare străzi, ce înseamnă? Toate astea 35 asfaltate? Exact. E vorba de cele modernizare și asfaltare. Străzi care intră în cei 15 km care sunt incluși în proiect. Aveți lista cu străzile care sunt supuse modernizare. Astea 35 se urmează 35 de kilometri? Înseamnă 15 kilometri. Da, mai sunt întrebări? Da, la articolul 1 din hotărâre se face referire la valoarea totală a lucrărilor. 18.287.717 lei. La articolul 3 se invocă hotărârea 175 din 27.11.2014, unde valoarea totală a lucrărilor este mai mare, 20.706.272 lei. Ceea ce rezultă o diferență acum de 2.418.000 lei și o diferență mai mică. Adică a scăzut valoarea lucrărilor, valoarea totală... S-a licitat mai puțin pentru că vreau să continui. Nu este vorba despre eu știu, materialele care intră în lucrare, referitor la straturile de materiale, îmbrăcăminte. Au fost indicatori din documentația la nivel de studii de fezabilitate înainte de licitație. După licitație, normal, prețurile sunt mai mici. Conform legislației în vigoare și suntem obligați ca să revizuim acest deviz, după care îl trimitem la minister, pentru că ministerul e cel care ne finanțează și se știe suma exactă care o avem refinanțată în urma încheierii contractului. Adică valoarea s-a mișorat, dar străzile au rămas, lungimea străzilor a rămas aceeași. Aceleași străzi, acele, da. Da. Adică... S-a licitat cu 80%. Într-un cuvânt, 2.400.000 sunt niște bani economisiți sau sunt guvernamentali. Sunt scăzuți din totalul general. Nu i-am avut să vă gândiți că ne-au rămas banii ăștia undeva, nu? Deci ei au fost pe hârtie. Aprobarea
prima dată la minister a fost pe sumă inițială, în urma licitației. Tocmai de asta acum trimitem la minister și o să ne aloce exact banii ăștia, restul nu mai e la loc. Da, mai sunt discuții, vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre, voturi pentru, împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării terenului suprafață de 81 metri pătrați, situat în Fetești, strada Călăraș, zona Corticons. Avizul Comisiei Economice. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. Da. Eu mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră dacă este necesar să vindem terenul acesta. Deoarece el în 2003 avea o valoare de lunară, de redevență, știu eu ce vreți să ziceți, de 10 milioane. Deci acum cam 1000. Deci în 2003, din 2003 până acum, s-a indexat, bănuiesc în fiecare an, cu rata inflației, suma asta. Și nu mai sunt 10 milioane cât era pe vechiul preț. Și articolul 126, care îl invocăm noi, 123 aliniatul 3, spune că se poate vinde la cel care are construcție pe el, când hotărâm. Noi de ce să hotărâm să ne vinde? Nu-i mai bine să avem în fiecare lună niște bani care vin la buget decât să luăm acum aproximativ 810 euro pe suprafața asta, dacă luăm 10 euro pe metru pătrat? Nu-i mai bine să avem mereu această sumă în fiecare lună și altele și altele? Ci trebuie să vinde toate terenul în Fetești? Noi răspunde ca și consilier, și individual, și solidar, pentru orice acesta care l-a produs. Dacă permite și răspunde, dar ce, mi se pare ceva ilegal sau cum? Nu, dar de ce? Nu-i bine să avem o sursă de buget, pentru buget, care să vină fiecare lună, decât să avem asma și peste un este lună, adevărat, mai. Este un punct de vedere, dar și pe partea cealaltă, solicitantul are și el un punct de vedere. Vrea să-și realizeze investiții, vrea, le-a făcut o solicitare. Da. Sunteți de acord? Nu are dreptul de superficie când se va vinde. Atunci el e primul care e chemat dacă se vinde. Se nu încurcați dreptul de superficie cu... De preemțiune, scuzați-mă. Da. Da. Deci dânsul are dreptul ăsta. Dar de ce să-l vinde noi? Problema care se pune la ora actuală, ce face după ce expiră perioada de concesiune sau de superficie? Atunci știți foarte bine că acest cadru nu este reglementat. Și avem nenumărate cazuri și încă nu știm cum să procedăm. Se merge cu acea închiriere de an la an. Și vă dați seama, sunt oameni care le-a expirat concesiunea, așa cum prevede contractul. Fie li se prelungește cât are stipulat în contract, dacă nu, li s-a prelungit în fiecare an. Oamenii vor să știe dacă poate să cumpere, să-și realizeze investiția acolo, să rămână și în continuare va plăti doar impozit. Pentru că atunci nu mai plătește redevență, va plăti impozitul pe teren, care e cam același lucru. Deci el nu va scăpa de faptul că nu va plăti nimic. Nu, acum rămâne... Dânsul are pe 25 de ani, deci contractul dânsului până în 2028. E pe 25 de ani. Nu știu cât, nu m-am uitat cât, de cât este... În pagina a doua spune acolo la... E pe 25 de ani. 25 de ani de la... Din 2003 sau... Costin, din 2001 dacă vreți. Din 2001. Noi trebuie să le răspundem cumva. Li se apropă bine, nu li se apropă la fel de bine. E un punct de vedere, domnule. Da, sigur că da, e punctul noastră de vedere. La fel de bine și partea cealaltă sunt construcții definitive care... Oamenii vor să-și cumpere, să aibă și terenul pe care are ridicată construcția. Și ați văzut că am întotdeauna am luat în calcul zona și tipul de construcție. Adică au fost construcții care, cum a fost și la farmacie și partea cealaltă, unde a fost sub bloc sau sub construcții, să spunem așa, definitive, atunci am fost și noi de acord că putem să-i aprobăm. Dacă dumneavoastră considerați că nu este oportun, nu avem nimic împotrivă. Îi dăm răspunsul că nu se aprobă. Dar trebuie să-i dăm un răspuns. Și numai dumneavoastră sunteți aceia care trebuie să hotărâți. Alte discuții, vă rog, domnul Iancu. Vreau să-mi spun și eu punctul de vedere legat de colegul care am discutat și la comisie și vreau să spun punctul de vedere.
Colegul probabil că nu a știut ce era înainte acolo unde se desfășoară activitatea acestei societăți, că nu știu cum se numește, dar vreau să-i reamintesc că acolo unde se desfășoară activitatea era o groapă de gunoi și un WC. Deci, între cele două clădiri, dacă știți exact unde este amplasată această societate, era practic o groapă de gunoi, mizerie foarte mult. Acești oameni au făcut curățenie acolo și au investit. V-am mai spus și atunci, v-am mai spus și mai devreme. Au investit, da, probabil că au cumpărat de la cineva, care acel cineva trebuie să facă ceva. V-am povestit că aceste investiții costă. Și ca să coste și ca un om să facă ceva, trebuie să aibă și o garanție. Și acea garanție trebuie să-i dăm noi. Nu ia locul nimeni. Dar nu ia locul lui, dar exact ce v-a zis și domn primar. El plătește impozii pe teren. Și dacă dumneavoastră vreți să faceți ceva pentru Fetești personal sau ca grup cum sunteți dumneavoastră, faceți tot timpul. Numai când vreți dumneavoastră. Da? Și v-am mai spus și la ședința de comun. Dacă faceți ceva, faceți întotdeauna. Numai când vreți dumneavoastră și în rest votați, nu vă dați bugetul orașului, nu votați anumite lucruri ca de spital și alte lucruri. Deci votați, nu, dar votați, nu, nicio, dar v-am spus punctul de vedere al meu. Da? Dar nu vă dau. Nu, dar dacă toți sunteți acel patriot pentru oraș, să faceți dumneavoastră pentru lucru, faceți întotdeauna. Numai când vă convine dumneavoastră. Domnul, am încheiat. Deci sfaturi ajunge. Eu nu v-am dat sfaturi, eu mi-am spus punctul de vedere și cu asta basta. Dacă îmi permite și mie. Știți foarte bine că situația economică la nivelul municipiului Fetești este dezastruoasă. Noi astăzi ce doriți? Ca oamenii ăștia să plece și să rămânem noi singuri cu terenurile noastre? De ce veniți cu varianta asta? Păi nu vin. Ce doriți că e dezastruoasă când avem cel mai bun buget? Deci locurile de muncă, locurile de muncă, doamnă, doamnă, la nivel de guvern, locul până de acum, muncă vorbim, că nu vrem vorbim să luăm politic. Ce s-a creat pentru Fetești, pentru locuri de muncă? Cu ce a venit guvernul să ajute? Păi vă întreb pe dumneavoastră că PSD-ul a fost la București. Doamnă! Doamna Petru! Orice teren care este vândut scrie la motivare crearea de locuri de muncă. Întrebați-l pe domnul primar. Atunci, cu excepția lucrărilor de infrastructură, canalizare, campus școlar, ce anume a mai creat locuri de muncă? Ce locuri de muncă s-au creat până... Da, s-au creat. Da. Și haideți să dăm s-au creat locuri de muncă. Câte proiecte de hotărâre avem? Vă invit la mine. Îndună, doamna Petru. De nu, vă invit la mine la societate, doamna. Să vă arăt câte locuri de muncă. Mergem acolo la ieșire din oraș, la fabrica de mobilă, la unde, ca nu-i dau numele ca să fac reclamă, să vedeți că locuri... Păi nu, dar văd că și dumneavoastră și colegul aveți anumite lucruri legate de locuri de muncă. Locuri de muncă s-au creat, dar nu vreți să vedeți. Deci eu v-am spus locuri de muncă. Haideți la societatea mea, 11 angajați. Să luăm din 2004. 2008 până acum. În 2004 să vedem, mai spate să vedem. Și ne spălam cu încheta și ne încălzeam apă? La ce? Vreți să spuneți că n-aveam apă în 2008? Nu, doamnă, vorbim de timpurile alea, ca să nu mai pronunț numele, că nu are rost. Ce să vorbim de timpurile alea? Vorbim de timpurile astea. Dar n-aveam apă, doamnă, că eram dângărată și ne spuneam de la ora chinezi. Câte puțuri au fost făcute? Acolo, doamnă, nu mă contraziceți. Și eu la fel. Știți foarte bine. Deci la nivel economic, cum am zis, domnul Petrescu, dumneavoastră nu vă mai gândiți la viitor. Dar sunt și oameni care se gândesc ce să facă. Și ăsta e viitorul, domnule, este să vindem tot. Oricum e un accident că sunteți aici, domnul Petrescu. Domnul Petrescu, nu vindem. Omul ăla nu ia pământul și pleacă cu el. Păcat ce consilierea ți-a făcut ce consilier și ce a susținut în consilier. Când vindeți, nu mai vin la consilier. Doamna doctor, îți spun, domnul Cătălin Grigore, și ce s-a ajuns în consilier. V-am zis, deci nu mai vine redevența. Asta, asta spune. Redevența e... Păi da, și eu v-am spus, deci s-ar putea prin noile modificări ale codului fiscal, care știți că încă nu am supus aprobării noile taxe care vor fi după 1 ianuarie, conform noului cod fiscal, s-ar putea să plătească mai mult impozit pe teren. Din informațiile care le avem, impozitul pe teren va crește la persoane juridice de 20 de ori. Deci omul s-ar putea să plătească de 20 de ori mai mult decât aici. Domnul, nu mai e, asta, și mai e un aspect. Păi, am înțeles, dar aveți o opinie și eu vă respect, dar și eu am o opinie. Mai mult decât acest impozit care va intra la bugetul de local, va intra și o sumă pe care o vom folosi. În cei 15 ani cât mai are din contract, noi folosim banii aceștia acum. Acum depinde cum puneți în balanță. Dacă vreți să mergem în continuare prin noroi și astea încă 20 de ani, sau avem bani să investim și să facem și noi străzile mai repede. Cam aceasta e diferența. Acum dumneavoastră vă hotărâți pe ce drum o luați. Eu v-am spus punctul meu de vedere și eu zic că e la fel un punct de vedere
Dar și al dumneavoastră e un punct de vedere concret și corect. Supun la vot proiectul de hotărâre. Votul pentru. Împotrivă. Abține. Ne abținem și la buget și la modernizare străzii. Continuăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de închiriere asupra unui teren în suprafață de 50 de metri pătrați, situat în Petești, strada Călăraș, numărul 98A, prin licitație publică, în vederea amenajării unui spațiu comercial. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. Atunci, supun la vot proiectul de hotărâre. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Petești. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. O să discut tot eu. Eu am fost luni și am cerut când mi se dăduse doar școala aceasta și am cerut regulamentul. Mi s-a dat. S-a trimis un mail, domnule. Domne, n-am mail, domne. E obligat, am mail. Deci, deci hai să vă fie clar. Legea spune clar că trebuie să avem toate documentele puse la masă, da? Dacă spune așa, legea așa face, domnule. Mi l-a dat, dar după ce l-am cerut, da? Că altfel vrei să discuți pe ceva și pe ce discuți, domnule? Pe două pagini care spune regulamentul este undeva. Și l-am citit, să știți că l-am citit. Apreciez aici, sper să se respecte tot, văd că spune și de spălare. Nu, la sediu nu ne funcționează. Da, domnule, eu sunt persoană fizică, eu n-am treabă, eu vreau documentul la mapă, da? Deci, așa, vreau. Nu spune că trebuie primesc în mail sau altceva. Și apreciez felul cum s-a redactat, că zice, aș vrea să văd, zice, spălare căi publice, 2 metri de la bordură. O să fie urmărit modul ăsta de implementare al acestui regulament, domnul primar. Asta. El e foarte bun redactat. Dacă e conform legii. Odată ce am trecut în regulament, este și o obligație. N-am văzut când aici să facem poate spălare și am rămas surprins când aici am descoperit că trebuie și spălate străzi. Păi zice program. Nu aveam cum să spălăm dacă regulamentul acum l-a cumpărat. În regulamentul vechi nu a fost prins așa. Nu s-a spălat atunci. Deci de aici încolo așteptați, uite, domnul viceprimar o să vă anunțe când o să începe și zice curățenia se face pe toată durata zilei. Domnul consilier, ce poate, domnul Petrescu, orice lucrare care o face urbanul costă. Că spală de 3 ori, de 3 ori plătim. Asta, și la asta să ne gândim. Da. Nu neapărat că lor mări. Și măturarea se face după da? Regulament în fiecare, după okay. Toată durata zilei. Dar dacă spală și ne dorim să spele de 3 ori, plătim de 3 ori. Dom'le, a trecut aici și deci, ok. Să da, foarte bine, sigur. Deci orice lucrare... Și măturatul se face de domnul Vicen. Păi sunt mai multe străzi, domnul Cristian. A zis că lor toată durata zilei. Nu, adică dai dimineața și mai vii a doua zi. Dar tot timpul sunt pe străzi. Domnul Petrescu, regulamentul este o, să spun așa, un act care reglementează serviciul de salubritate. Mai există pe lângă acest regulament și contractul cu operatorul în urma delegării serviciului. În contract, la fel, sunt trecute anumite anexe și anumite activități, dar sunt și tarife, exact cum a spunea domnul viceprimar. Acum, dacă ne permitem, putem să spălăm, putem să măturăm de 10 ori, putem să... Asta nu înseamnă că... Contractul nu are o valoare, domnul primar. Contractul ba da, ba da. Și atunci, dacă sunt incluse aceste servicii, de ce spuneți costă? Deci are o valoare, sunt incluse toate serviciile? Este o valoare... Contractul cu desalubritate este încheiat pe tarife, nu are o valoare. Și în funcție de comanda care o dăm și activitățile care le prestează, da. Deci nu are o valoare stabilită. Nu? Alte discuții, vă rog. Am ridicat și în
ședința comisiei ridice problema asta de mai multe ori. Nu au toți cei care au făcut contract cu Bele, scot gunoiul în diverse puni și sacoși și nu știu ce, vin câinii comunitari, le rupe și împrăște gunoi pe stradă, asta e un aspect. Al doilea, când au mașina defectă, vin cu două remorci cu tractor, ia toți oamenii, îi mătrăzi pe stradă ca să aibă cu cine să ridice pubelele sus, dar au o politică lor. Vin foarte devreme, până în ora 10. Oamenii obișnuiți știu că ei veneau după ora în colonii la noi, lunea, ora 14, 15, 16, o prea scoteau. Vin repede le ia și scapă de aia care n-au scos. Și sunt mulți care n-au rămas și lunea trecută asta a fost, au venit cu remorcile și au rămas cu gunoi în curte, nescoțând pubelele la prima oră ale zilei. Legat de asta, v-am spus că ei spun că toți cei care nu au contracte se scoate cu noi la stradă. În continuare, unii nu vor să facă de-o. Iar etnia romă, în gane, trec cu noi la noi parte. Și avem vreo 5-6 care fac treaba asta pe stradă. Măsuri ce putem să facem, dar măcar să știu, ei vor fi taxați la sfârșitul anului cu cei 6 lei de persoană. Da, deja se lucrează, început, deja sunt avut, dar am avut într-o rectificare bugetară sumele care le-am strâns pe taxa care a fost, deci obligatoriu trebuie să plătească toată lumea. Și se face această impunere, deci o avem în baza de date. Alte discuții, vă rog? Atunci supun la vot proiectul de hotărâre, votul pentru, împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării execuției lucrărilor privind obiectivul de investiții demarat prin programul înființare rețea de distribuție, etapa a doua, prin extinderea rețelei de distribuție gaze naturale de pe strada Jandarmeriei. Avizul Comisiei Economice, vă rog. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. Supun la vot proiectul de hotărâre, votul pentru, împotrivă, abține. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții de execuție cuprinse în organigrama și statele de funcții ale aparatului de specialitate al primarului. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții, vă rog. O întrebare. Există referent 1 și 1 pe 2? Ce înseamnă, dacă mă puteți rămâi și pe mine? A fost cu jumătate de normă? Jumătate de normă. Și am bănuit și așa. Acum o facem cu normă întreagă. Ne-a plecat instructorul de DAX. Alte discuții, vă rog. DAX aerobic sau? Da. Votul pentru? Pentru copii. Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind. Punctul 9 e scos. Scuzați-mă, dar așa e cum v-a lăsat. Proiect de hotărâre privind completarea încetării contractului cost. Numai puțin. Sunt ochelarii. Deci, privind constatarea încetării contractului de finanțare numărul 1141-321 din 04-12-2013, aferent proiectului eficientizarea activității autorităților administrației publice locale din județul Ialomița, prin implementarea unei soluții e-guvernare performante, cod SMIS 48391. Avizul Comisiei Economice. Favorabil. Avizul Comisiei Juridice, vă rog. Favorabil. Discuții. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre, votul pentru, împotrivă, abține. Proiectul de hotărâre privind solicitarea avizului conform al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița pentru funcționarea rețelei școlare pe raza municipiului Fetești în anul școlar 2016-2017. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Discuții? Voturi pentru? Împotrivă? Abține? Deci, acum la ordinea de zi, suplimentară, unde avem 4 proiecte de hotărâre.
primul proiect de hotărâre de pe ordinea de suplimentară este privind rectificarea bugetului local și modificarea listei de investiții anexă la bugetul local pe anul 2015. Discuții. Da, doamna Petru, vă ascultăm. Ați primit de la Consiliul Județean, prin hotărâre, 200.000 de lei. Se specifică în această hotărâre că este pentru infrastructura locală. În momentul când ați făcut rectificarea, ați trecut-o la bunuri și servicii. Vreau să vă întreb, trebuie modificată lista de investiții? Acum 200.000. Am trecut lista de investiții la... Precizarea, pentru obiective de investiții în infrastructura locală. Nu, proiecte de dezvoltare locală. Infrastructuri. Da. Iar raportul pe care l-am primit domnului Nu înțelege ce vă rămâne de obiective de investiții. 200.000 s-au alocat pentru reabilitare grădință Radu Vodă, 124.000, reparare generală și modernizare școala Dimitrie Cantemir, 31.500. 200.000, unde le-ați trecut? Eu am văzut pe bunuri și servicii. Am învățit pe trei proiecte, unde am mai avut diferențe de plătit, proiecte care s-au realizat. Deci care sunt? Asta vă spunea domnul. Reabilitare Radu Vodă, 124.000, da, la grădiniță. Dimitrie Cantemir, reparații generale și modernizare clădire, 31.500. Și sistematizare pe verticală, zona alea depoului, 44.500. Total 200.000. Infrastructură, ce înseamnă? Obiective de investiții, drumuri, infrastructură. Școli, clădiri, asta e infrastructură. Cerem împrumutul, de asta v-am și adresat prima întrebare atunci, cât s-a cheltuit din proiectul pentru modernizare și asfaltare. Pentru că veniți cu, după aceea cu proiectul acela cu împrumut și ați alocat, ziceți, din împrumut 12 milioane. Și întrebarea mea era, de ce nu această sumă de 200 nu s-a dus, dacă sunt suficiente, nu sunt suficiente resurse pentru modernizare, de ce acești 200 nu s-a dus pe infrastructură? De drumuri. Asta am vrut să întreb. Pentru că pe acel proiect care deja l-avem început, cei 15 km, nu mai avem nevoie, pentru că avem toată sursa de finanțare asigurată. Pentru cel de-al doilea, proiect, cei 20 de kilometri. Deci acum noi cei... toată suma o avem 34. Toată suma. Toată suma de, pentru modernizare. Nu, nu, nu. Păi nu, faceți diferență. Deci primul proiect, cei 15 km, l-avem în execuție și avem toată sursa de finanțare asigurată. Deci noi, valoarea proiectului, avem 34.397.94. La al doilea proiect. La al doilea. Al doilea, pentru care vrem să facem împrumutul. Și bineînțeles, banii care vrem să facem împrumutul nu ne ajunge să finanțăm toți cei 20 de kilometri. Doar o parte din cei 34. Adică este vorba de poziția 4 de la capitolul 84, asfaltări și modernizări străzi municipale. Și acest proiect, ca să continui, că de ce nu i-am cheltuit? Ne-a dat Consiliul Județean, trebuie să-i cheltuim până la 31 decembrie. Noi acum acest proiect îl pregătim pentru anul următor. Dar cât avem noi repartizat? Care este cofinanțarea noastră și care este, că este pe programul de dezvoltare, nu? Nu este. Acesta nu este. Celălalt... Este primul proiect ăsta de cel care e în execuție. Și acolo avem asigurat contractul de finanțare în totalitate, cei 18 milioane, care în decurs de 3 ani trebuie să le executăm. Deci acolo s-a încheiat cu finanțarea, nu mai... Da, da. Și acum noi pregătim împrumutul și ce vrem să facem pentru al doilea. Exact. Ceilalți 20 de kilometri care i-am considerat noi ca prioritate. Da. Alte discuții, și vă repet, cei 200.000 noi trebuie să cheltuim până la 31 decembrie. De aceea au fost alocați pe obiectivele de investiții care sunt deja finalizate. Grădinița, Dimitrie Cantemir și... Din cei 18 am cheltuit cât? Din cei 18 am cheltuit... 1.126.000. 1.200.000. Da, cheltuit, dar s-au făcut lucrări. S-au făcut lucrări și urmează să-i decontăm. Cam 1.300.000 cât am avut alocat pe anul acesta. Dar și se lucrează în continuare. 1.800.000. Nu, nu, nu. 18. Păi avem 18 milioane.
Cam 10% dacă vrei din... 182. Am început în octombrie. Dar nu am cheltuit toată suma. De ce facem noi anul ăsta împrumutul? Dar nu, am înțeles, stați puțin. Păi când îl demarăm și pe celălalt, dacă ăsta nu s-a cheltuit decât 10% din el? Sunt proiecte distincte, lucrările vor merge în paralel. Deci nu putem să luăm banii după primul proiect să-l ducem pe al doilea. Să spuneți asta, pentru că procedura de achiziție și de tot durează anul viitor. Când în primăvară să-i dăm drumul. La asta m-am referit. Am înțeles ce spune. Da, am putea să luăm din o parte și acolo avem asigurat în următorii ani. Deci, eu cred că primul proiect, până în vară, doamnă, cel târziu, să fie finalizat. Îmi permiteți și mie să spun ceva? Da. Nu putem niciodată să inițiem procedura dacă nu avem o sursă de finanțare. Deci, e un cerc vicios. Dacă nu avem măcar împrumutul acesta aprobat, nu putem să inițiem procedura. Dacă noi din buget punem resurse proprii... Păi ce? Păi cât să punem din sursuri? Păi o să punem, da. Alte discuții, vă rog. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru. Vot cuvă. Abține. Proiect de hotărâre. Privind aprobarea contractului unui împrumut bancar în valoare de 25 de milioane de lei. Da. Avem aici proiect grafic de tragere ce era în Bruxelles. De când începe acesta? De anul viitor sau de anul acesta a început? Da, noi am văzut de eroare și am corectat. Că văd aici, scrie stâng. Așa și 2000. Eu am făcut mai multe proiecții, pe mai mulți ani, pe 15 ani. Pe de când începe? În 2015 sau? În 2016. În 2016. Ați făcut... Păi scrie, dar uitați ce scrie. V-am zis, s-a declanșat. Și al doilea, tot ce ne costă pe noi, ăsta e... Da. Ăsta, costul total. Ăsta e costul total. Dobânda? Dobânda, așa și... Dobânda? Dobânda și comunția. Atât am zis, mulțumesc. Uite, să aveți și... Da, acum, așa cum a spus domnul director, s-au făcut mai multe proiecții, am încercat o perioadă de renunțat, am renunțat pentru că am înțeles că nu prea pe piață nu se lucrează cu durate așa mari, am revenit, știți că aici avem și obligații să ne încadrăm în prevederile bugetare și mai mult să nu depășim gradul de îndatorare de 30%, până la urmă am ajuns la această sumă, pe care vrem să o împrumutăm, sper să ne fie utilă pentru a rezolva proiectele pe care vi le-am supus aprobării, așa cum știți și dumneavoastră a stabilit, ca prioritare lucrările de infrastructură stradală și, am zis noi, și pentru sediul de primărie. Acum urmează procedura de achiziție, probabil o să fie supusă aprobării iarăși și dumneavoastră, după care urmează aprobarea în Comisia de Autorizare a Împrumuturilor și ulterior să vedem dacă ni se aprobă și de acea comisie, practic putem să spunem că avem sursa de finanțare asigurată. Deci este un început deocamdată și cred eu că va dura, dar am zis să o luăm de la început de an, pentru că sunt foarte multe solicitări și cred că ați auzit, sunt foarte multe OAT-uri care stau la rând ca să primească această aprobare din partea Comisiei Naționale de Aprobare a Împrumuturilor. Alte discuții, vă rog. Domnul Șungan. Da, s-a făcut tot cu Banc Postul, tot prin Banc Post. O nouă achiziție, practic. Nu, a fost cu Bancost. Cu Bancost, da. Nu, dar... Vedeți că vi s-a transmis aici în documentație cât mai avem de plată la serviciu. Asta era ideea, pentru că până în 2017 mai avem de rambursat la vechi un punct de 6 milioane. Este prins în anexa 1.4, scrie contractul cu Bancost, și ce sume mai avem de rambursat pe cei 2 ani cât mai sunt. Întrebarea era dacă se face refinanțare la actualul credit sau... S-au făcut tragerile, acum noi avem carte de rambursare. A fost tot pe 10 ani de zile, deci iată că a trecut timpul și
peste încă 2 ani de zile se va încheia. Un milion mai de lei. Mult, anul acesta s-a finalizat și acel contract de credit furnizor, care a fost pentru iluminatul public luat în 2008. Și acum, anul acesta finalizăm. Ce proiect aveți în vedere 2014-2020 vis-a-vis de 1 milion de euro? 1 milion de lei. Noi avem foarte multe proiecte. Acum să vedem ce vom reuși. Deocamdată, probabil știți, nu s-au deschis foarte multe linii de finanțare, dar avem un portofoliu foarte mare de proiecte. Așa, ca priorități, noi ne-am gândit că tot lucrările pe infrastructură, modernizare străzii, spații verzi, proiectele de eficientizare energetică. Aici, pe de o parte, avem clădirile publice și celelalte instituții publice de eficientizare. În momentul când dumneavoastră ați pus această sumă, ați avut în vedere niște proiecte, că oricum e o sumă destul de mare. Este o sumă, dar o să vedeți că este insuficientă și avem experiența numai anului acesta. Da, ați văzut câți bani am alocat la campus, deci pentru cofinanțarea care am avut-o de până în 2%, am alocat inițial toată suma de cofinanțare pentru cele 25 de milioane, aproape 700 de mii, dar au apărut corecții, au apărut sume neeligibile, a trebuit să facem împrumut. Deci acum avem pe rulajul nostru peste 1,5 milioane de lei care au fost alocați din listă. Bineînțeles că o parte din sume se vor întoarce. Dar, vă repet, pentru a derula aceste proiecte avem nevoie de bani și apar lucruri care nu sunt previzibile de la început. Și de asta vă repet că dacă ne ajută Dumnezeu și o să avem proiecte mai multe să le câștigăm, atunci o să vedeți că această sumă de cofinanțare va fi mică. Dar credem pe parcurs. Luata destul de mare, 2014-2020. Și atunci vor mai fi realocări de sume pe aceste proiecte. Proiectele de eficientizare energetică, partea de cofinanțare este mare. Deci e 20% de la asociație, 20% de la... Păi eu cred că nu se trag bani dacă nu ai pe ce. Câștigate, deocamdată nu avem. Sau încep să se deschidă apelurile de proiecte, deci probabil anul viitor vom ști mai mult. Domnul primar, aș vrea să întreb dacă se aprobă acest împrumut. Rambursarea de când ar trebui să înceapă? Sunt 2 ani de grație, dacă știți. După, numai puțin. 2 ani de grație, tocmai pentru a scăpa și de celălalt credit și să începem cu 2018 să rambursăm. Până atunci, dacă... 2018, pentru că... Rambursarea creditului, dar obligatoriu dobânda se va plăti din momentul încheierii contractului și după ce ai tras primii bani. Ai tras primii bani, începi să dai dobândă. Pentru că din veciul... împrumut, cu totul mai avem cam 2 milioane și ceva. Și asta era întrebarea. Ne permitem, putem... Mai avem 2 milioane. Mai avem 2016-1988 și 2017-1852. Sub 2 milioane. 1.798.000 rate și 237.000 dobânzi și comisioane. Deci se duce la 2 milioane. În raport. Raport. Da, mă rog, probabil a adunat și ce mai avem de plătit în decembrie sau eu mă uit pe centralizator unde pe are. Da, și ultima rată din decembrie. Așa. Da, e pusă și ultima rată din decembrie. Adică din 2015 deci mai atâta avem o rată de 16.988.000 și în 2017 852.000. Și mai avem rata de 75.000 din 2015. Aveți în vedere și reabilitarea școlilor unde nu s-a făcut nimic, deci vă vorbesc de școala 1, școala 5? Sigur că da. Dar și prioritare. Deci, după cum știți, acum lucrăm, deja le-am publicat pe SEAP, avem contracte de finanțare pentru cele două școli, Mihai Viteazu și Radu Vodă, tot structura din Vlașca, deci în Vlașca se termină cu... Am reparat grădinița și la anul sper eu să fie gata și școala. Mai rămâne Radu Vodă, mai rămân câteva clădiri, fosta școală 2, de fapt, tot la Mihai Viteazu și cam atât.
A, și mai avem de eficientizat liceul de industrie alimentară și cu... Sunt probleme la școala 1, de școala 1, de exemplu. Da. Plafonul e făcut din stufit, deja e distrus și stufitul, încălzirea se fac cu godine, când se face recepția la lucrarea care s-a făcut acolo. Acolo v-am spus, este o problemă cu finanțarea, cu fondul de mediu nu ne-a acceptat soluția. Deocamdată, să spunem așa, suntem într-un litigiu cu agenția fondului de mediu. Și nu pot să vă spun că se va finaliza. E făcută, dar nu s-a acceptat soluția care a fost într-un fel modificată pe parcurs de către proiectant și executat. Au calorifer, le-am montat, a fost... Au calorifer, le-au centrat, au pompele acolo, dar... Nu, dar s-a funcționat o perioadă suficient să mergem în continuare. A funcționat pentru că nu mai avem finanțarea și atunci am zis stop până rezolvăm cu finanțatorul... O centrală de asta electrică a fost montată și a funcționat o perioadă. Deci eu cred că în următoarele luni o să vedem încotro apucăm și acolo. După ce rezolvăm litigiul cu Agenția Fondului de Mediu. Și la școala 5 stau câteva clase foarte înghesuite, deci desfășoară... Da, acolo și acolo este o problemă. Se pare că trebuie să facem niște lucrări de reabilitare la corpul vechi, da, ca de să mutăm acolo fie grădinița, fie... Deci căutăm soluții și acolo să vedem. Dar în funcție, vă repet, în funcție de oportunitățile care vor veni pe parcurs prin fondurile structurale, o să încercăm să vedem la câte priorități și la ce cantitate de lucrări avem, nu ne ajung banii din buget. Și trebuie să găsim și alte surse de finanțare. Și graficul de tragere în funcție de ce l-ați făcut până în 2017? El mai suportă modificări în momentul când încheiați contractul cu banca. Pentru că vă dă o listă de investiții. Și acest aspect, dar am avut în vedere suportabilitatea bugetului. Am zis pe 3 ani, pentru că durata medie de execuție a proiectelor cam 3 ani de zile și am împărțit această sumă în mod egal ca să putem să avem și o repartizare de rambursare în mod echilibrat. Ați avut o discuție prealabilă cu băncile? Nu. Experiența care a fost la creditul anterior. Nu, domnul director. Da, sigur, da. O să vedem la rezultate și o să difere, că noi aici am făcut niște estimări maximale. Deci, tragerile vor fi efectuate pe măsură ce vom avea de achitat. Da, dar să știți că odată întocmit graficul de rambursare către bancă se respectă. Nu de tragere de rambursare. De tragere, pardon. De tragere. Nu se trage. Așa conform graficului. Deci, băncile la ora actuală, ca să-mi pună bani la dispoziție, trebuie să mă duc cu contractul de lucrări, cu factură, cu recepție, cu situații de lucrări, cu toate documentele. Și atunci, pentru că și ei sunt controlați de banca... Știu, tocmai de asta vă spun, că trebuie neapărat... Nu există un grafic de tragere să-mi trag bani în cont și să-i folosesc cum vreau eu. Mă controlează inclusiv banca. Nu, el va fi corelat și cu execuția de lucrări. Nu, pentru că dacă nu trageți la timp, știu, există graficul... Nu, dar noi o să prevedem asta în documentație. Așa? Va fi corelat și cu lucrările, pentru că noi nu putem lua banii și să-i dăm pe altceva. Vom justifica cu contractul și facturile. Deci noi, pe măsură ce ne aduc facturile atunci. Dar se mai fac decalaje, că am făcut și data trecută, știți, că s-a mai... o să accepte în anumite limite, adică nu putem să spunem 10 milioane... Fără costuri suplimentare? Fără costuri, sigur că da. Nu, dar trebuie să ne încadrăm în cei 3 ani, dar acum s-ar putea să nu cheltuim cei 10 milioane în primul an. Cheltuim 8 în primul și o să cheltuim 12 în al doilea. Mai fi mai greu la început. De aceea am și prevăzut sumă mai mică la început, că e mult până să încep lucrurile de executat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Votul pentru, împotrivă, abține. Să înțeleg că nu avem nevoie de primărie și hotărâre. Proiect de hotărâre privind completarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Anghel Salim în Fetești. Discuții, vă rog. De ce să se facă? Supun la vot proiectul de hotărâre, votul pentru.
Ai înțeles? Am poate mai bine, nu votăm. Și nu fac nimic. Ai înțeles? Proiectul hotărârii privind aprobarea constituirii unități de superficie cu titlul de oneros. Cu titlul oneros asupra imobilului teren în suprafață de 2000 metri pătrați, situația în zona... Nu s-a votat. Discuții, vă rog. Da, discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Votul pentru. Împotrivă.